Sfârșit tragic pentru fostul campion național de off-road Adrian Cernea. Bărbatul a murit în acest weekend într-o etapă a campionatului național de off-road organizată la Slănic, Moldova. A încercat să traverseze râul Oituz, dar a fost luat de viitură. Copilotul său a scăpat. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar prefectul Bacăului susține că organizatorii știau de avertizările meteo, dar le-au ignorat și nu au amânat competiția. Adrian Cernea, participant la competiția Trofeul Dacii Liber de la Slănic, Moldova, s-a răsturnat în râul Oituz, într-o zonă greu accesibilă undeva între Bretcu și Poiana Sărată. În zona din care s-a făcut apelul pe 112 a ajuns echipajul Smurt Covasna, însă nu a putut înainta din cauza drumului forestier impracticabil. Medicii au fost nevoiți doar să constate decesul pilotului. Din fericire, copilotul în vârstă de 55 de ani a fost salvat, fiind preluat și transportat în stare stabilă la compartimentul de primiri urgențe Onești. Cinci echipe de pompieri au intervenit de urgență pentru a salva echipajul. Copilotul a reușit să iasă din mașină și să înnoate în încercarea de a scăpa cu viață din șuvoaie. Ușor, ușor! Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.